La mine povestea e mai așa, că m-am apucat de coral la 66 de ani. Inițial am început cu afacerea de sănătate, adică afacerea eu cu mine și cu corpul meu și cu soțul meu, care noi, eu am avut în câteva luni, mă rog, am făcut foarte multe kilograme, am luat vreo 3 luni, am luat cam 20 și ceva de kilograme în plus, ceea ce mi-a dat metabolismul peste cap. Soțul meu a avut un psoriazis și a fost diagnosticat după 4 ani de psoriazis cu un cancer la colon. Și atunci noi am încercat foarte multe lucruri. N-am reușit să rezolvăm absolut nimic. În 2019 am cunoscut și cineva ne-a arătat conceptul coral. Am început să consumăm pentru că mi-am dat seama că apa este foarte importantă pentru sănătatea noastră. Am început să consumăm produsele, să facem exact pașii necesari. Încetul cu încetul ne-am revenit și atunci am decis să împărtășesc mai departe acest lucru, pentru că eu aveam o afacere clasică în care lucram în jur de 10-12 ore pe zi. Wow. Acea mea clasică era de vreo 20 și ceva de ani. Ăsta a fost și motivul, munca și extenuarea și deja vârsta înaintată ne-a dus la niște bolile astea care le-am avut și clar că eram tot timpul stresați. Faptul că într-o afacere clasică ești tot timpul cu stresul, chirii, salarii, să dai dările la stat, marfă aruncată, să-ți faci altă aprovizionare, să nu știi ce mai merge și ce se mai vinde și așa mai departe. Sunt foarte multe. Într-o afacere clasică ai extraordinar de multe provocări. În momentul în care noi ne-am făcut sănătoși și eram foarte bine și cu energia așa debordantă la vârsta noastră, am decis să spun și altor oameni despre această minunăție și am început în, cam cred că în pandemie, de fapt. A venit pandemia și a venit așa ca un șoc pentru toată lumea. În schimb, eu atunci m-am gândit, zic, păi dacă tot e pandemie și am închis și trebuie să stau acasă, ia să fac ceva de acasă. Clar. Da, m-am apucat și am început cu telefoane, am început să învăț online-ul, este așa. E adevărat, am investit niște bani și am învățat de la cineva profesionist cum să fac lucrurile online. Ce este foarte important, că în 6 luni de zile, spre surpriza mea, am ajuns destul de sus. Câștig acum mai mult decât aș fi câștigat din afacerea mea și în 6 luni de zile pur și simplu am renunțat cu desăvârșire la afacerea mea. Care? Excelent! Da. Mulțumesc! Da. Am luat o decizie, așa că am hotărât să aloc mai mult timp pentru acest lucru decât alocam înainte. Am hotărât să ajut cât mai multe persoane să vină alături de mine, să îi îndrumă. Am o echipă deja cât de cât formată. Participăm cam pe toți, îi învăț să participe la evenimentele de coral, clar, pentru că evenimentele sunt atât de importante că învățăm foarte multe lucruri. Webinariile de sănătate pe mine m-au ajutat extraordinar de mult, pentru că eu despre conceptul de sănătate nu știam mare lucru, doar cineva care mie mi l-a recomandat, n-am fost bine și atâta tot. Restul amănuntelor le-am învățat din webinariile de sănătate pe sumația. Planul de compensare, care este webinar pentru miercurea, la fel l-am învățat de acolo. Deci sunt foarte importante webinariile. Acum lucrez de acasă, ne pun la programul cum vreau, plec când vreau, mă plimb când vreau. Super! Da,
Obișnuiesc să plec și prin țară. Cam câte ore lucrați acum pe zi? Păi în jur de 5 ore pe zi, 5-6 ore. Da, cu pauze. Ok. Deci, și ați depășit deja venitul? Da, am depășit deja venitul de 1500 de euro. Wow! Rău cu soțul meu. Deci faceți în familie afacerea și ați depășit 1500 de euro. După cât timp de când v-ați apucat? După șase luni. E fantastic. Pe online. E fantastic. Da. Deci ați fi putut să faceți banii ăștia dacă erați în afacere clasică? Nu cred, nu rămâneam cu ăștia într-o lună. Exact. N-aveam cum. Exact. N-aveam cum. Păi, diferența e că ai la dispoziție logistica toată. N-ai nevoie de marfă, nu umbli cu marfă, tu nu vinzi nimic, practic. Tu nu vinzi nimic, doar înveți omul ăla cum să facă lucrurile astea. Și îl iei de la pași mărunți și îl înveți cum să facă, cum să-și comande, cum să se înscrie sau cum să dea mai departe, să facă, să-și dea link-ul lui mai departe, să facă înscrierea altor oameni. Practic tu nu faci, nu vinzi nimic, nu car nimic cu spinarea. Eu căram de menea rău. Da. Deci erați propria angajată. Erați și patroană și angajată. Da. Așa, wow. Cam așa era. E oricum, nu se compară, clar că nu se compară. În afară de asta, e comunicarea asta cu oamenii care, clar, am ajuns la 67 de ani și am în echipă oameni tineri, deja e altă perspectivă. Eu ajut oamenii din echipă în online. Da, beneficiile cele mai mari la această afacere sunt că, în primul rând, noi ne-am făcut sănătoși. Oferim la rândul nostru sănătate altor persoane și ai o satisfacție deosebită când oamenii vin și chiar îți mulțumesc din tot sufletul și spun, Doamne, ce bine că v-am întâlnit. Este minunat, ai așa o satisfacție de nu se poate. Alte beneficii e că mă pot plimba, pot să merg unde vreau, pot să vorbesc cu cine vreau, învăț oamenii foarte bine cum să lucreze. Conceptul de sănătate, în primul rând, l-am învățat din întâlnirile de marțea, foarte bine, pe care îl dăruiesc mai departe celor din echipa mea și celor care devin consumatori și doresc să consume. Le explic foarte clar cum pot să își îmbunătățească sănătatea. Putem merge în excursii, putem să avem, deci primul lucru care mi-l doresc, eu am pierdut 3 case prin retrocedări, m-am judecat cu statul 10 ani, așa că primul lucru care îl vreau o casă pe care sigur o să o iau, exact, în cel mai scurt timp, că asta îmi doresc. Și lucrul ăsta îl poate face oricine, chiar oricine. Nu contează că este inginer, că nu trebuie medicină, nu trebuie așa cum am învățat eu și cum învăț pe alții, poate toată lumea să facă lucrul ăsta. Da, mai ales acum când toată lumea, adică e așa în situația asta actuală, merge foarte bine conceptul de sănătate pentru prevenție. Exact. Clar, în al doilea rând, afacerea este foarte binevenită pentru că foarte multă lume a rămas fără servicii, fără, mă rog, multe sau, mai ales Horeca a fost afectată foarte mult. Mămicile care stau acasă, și pensionarii. Pensionarii, normal. Păi, da, dacă eu am putut și am ajuns la 67 de ani așa, nu-i nicio problemă. Fiecare poate să facă. Oricum, da. Aveți energie debordantă. Nu arătați de 67 de ani și că m-a ajutat foarte mult conceptul de sănătate. Păi, clar. Da. Pentru că alcalinizarea, în primul rând, la nivel celular este miraculoasă. Într-adevăr, îți regenerează celulele, îți încetinește procesul de îmbătrânire. Eu acum vreo 5 ani arătam parcă zici că aveam 100 de ani. Wow. Și bolnavă și cu provocări de sănătate, da. E, acum, mulțumesc Dumnezeu, este bine. Suntem bine și chiar avem energie, da. Ați
tinerici. Cred că asta este și secretul succesului. Când omul te vede că ești tu așa, își dorește și el lucrul ăsta, clar. Mai ales un om când vine un pic cu niște provocări de sănătate și vede că ai o vârstă și că deja nu am mai arăt și că ești atât de deschis și de energic, clar că omul ăla își dorește și el acest lucru. Da. Exact. Deci sunteți un exemplu viu că funcționează conceptul de sănătate. Funcționează foarte bine. Foarte bine funcționează și ca și afacere și ca sănătate. E cel mai important. Până la urmă, toată, dacă avem sănătate, banii îi facem. Clar. Exact. Dar dacă și oferim sănătate, e vin ca un bumerang așa banii, pentru că dăruim sănătate oamenilor și clar că noi suntem răsplătiți de către firmă și, într-adevăr, comparativ chiar cu alte firme, bonusurile sunt foarte frumoase. Asta o spun sigur, pentru că și eu am mai cochetat cu alte firme. Și... Mm-hmm. Da. Ok, mulțumim mult de tot! Mult succes, drag! Mult o seară frumoasă! Și, Doamne ajută să ajungeți să vă luați casa cât mai repede, super bonusul! Cu siguranță! În fiecare lună, o săptămână jumate plec prin țară. Deci oricum, acum nu mai trebuie să stau în frig, în căldură sau în frig la afacerea mea, să mă gândesc, Doamne, mai vine un client să mai cumpere ceva sau nu mai intră? Exact. Acum, sigur că da. Bine, felicitări, da. Mulțumesc în continuare și să auzim numai de bine. Mulțumesc mult, sănătate multă, la revedere. Doamne.